96 de șobolani. Atât cântăresc eu din punct de vedere metafizic. 96 de șobolani care se țin mereu în preajma mea, decis să mă urmeze peste tot. Regele Șobolan este o piesă de teatru pusă în scenă în premieră națională. Aceasta este scrisă după un text al lui Matei Vișniec, iar regizorul Radu Dinulescu spune că este o piesă complexă din toate punctele de vedere. Povestea din spatele piesei ilustrează foarte bine goana jurnaliștilor după Senzațional. O să aveți o mare surpriză. Personajul principal al acestui spectacol sunteți voi. Pentru că este despre ziariști, cu ziariști, cu problemele mass mediei, cu rating, cu cum se construiesc știrile, cu ce e mai important să fie într-o știre ca să capteze publicul. Numele este unul sugestiv, deoarece piesa vorbește despre demnitate, iar oamenii pot fi curați fizic, însă spiritual, aceștia pot fi foarte murdari, iar șobolanul, se știe bine, este considerat un animal care curăță. Este implicată foarte mult tematica asta a relației dintre presă și diferite conflicte, dintre care unul un conflict de război și un alt conflict este acela al încercării umanității de a se apropia de lumea șobolanilor. De aceea se și numește piesa Regele Șobolan. Piesa este una complexă și în ceea ce privește numărul de roluri pe care fiecare actor le are de interpretat. Cei mai mulți dintre ei au de interpretat aproximativ 3 roluri diferite. Joc vreo 5 roluri. Roluri total diferite, cu nuanțe diferite, cu încercări diferite, foarte frumoase, foarte colorate, foarte inspirate. Regizorul s-a gândit la mine, aflând că eu m-am ocupat și de păpuși, s-a gândit la mine să-mi dea acest rol. După atâția ani, sunt 26 de ani de când n-am mai păpușărit, ca să mă exprim așa. Într-adevăr, acest șobolan este imens, este de o scârboșenie ca toți șobolanii, de altfel. Dar foarte drăgălaș. Da, sper ca eu să mă ridic la așteptările regizorului. Spectacolul se anunță a fi unul de succes, atât datorită complexității, cât și a impactului emoțional pe care îl va avea, mai ales asupra jurnaliștilor. Noi, șobolanii, în calitatea noastră de specie înzestrată cu rațiune, dorim să intrăm în dialog cu omul. Noi îl însoțim pe om de foarte multă vreme, încă din epoca pe care omul o numește preistorie.